Câmpina se vrea stațiune, astfel încât primul pas este ca primăria să acorde un teren pentru construcția unui centru de informare turistică. Parcarea există deja în spatele băncii comerciale române. Rămâne ca proiectul să fie realizat pentru construcția spațiului în care se va promova turismul local. În următoarea ședință de Consiliu o să propun acordarea unui teren de peste 700 de metri, care va fi utilizat pentru construcția unui centru de informare turistică. Trebuie să fie un teren aflat într-o zonă cât mai centrală și ne-am gândit la un teren aflat între Romtelecom și Banca Comercială Română. Acolo este un spațiu verde neutilizat în acest moment. Credem că la marginea trotuarului undeva, către spațiul verde, ar fi foarte bine să înființăm acest centru de informare turistică. Primarul crede că centrul de informare va fi o atracție pentru turiști și este esențial pentru dezvoltarea municipiului și a împrejurimilor într-un domeniu atât de căutat pe Valea Prahovei.